Miron n-a plecat supărat de la FCSB și a găsit repede contract. A semnat cu fosta echipa lui Tamaș din Israel. Dat afară de FCSB, Miron și-a găsit repede echipă. A semnat cu Apoel Haifa, fosta echipa lui Tamaș. Am avut și alte oportunități, chiar mai bune din punct de vedere financiar. Am fost dorit foarte mult de către cei din conducerea clubului. În Israel, Miron s-ar putea întâlni la mormântul sfânt cu Gigi Becali. Da, o să mă duc și la mormântul sfânt. Chiar dacă a fost dat afară de la FCSB, Miron nu e supărat pe nimeni. Nu sunt supărat pe nimeni, poate am fost supărat pe asistentul Avram, dar mi-a trecut. Sunt jucători tineri care afectează foarte mult, dar când vii la Steaua, trebuie să-ți asumi. Cine e antrenor la FCSB? Domnul Anton Petra. Sigur sau e? Eu așa știu, că e domnul Anton Petra, în momentul de față.